Drumul pe care Mântuitorul Hristos l-a parcurs spre Golgota va fi rememorat la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași printr-o procesiune. În după-amiaza zilei de joi, 25 aprilie 2019, de la ora 14, se va oficia în paraclisul cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, denia celor 12 evanghelii. Apoi, de la ora 16, din dreptul porții Bucuria Crucii, va începe procesiunea închinată Mântuitorului Hristos, care s-a jertfit pentru mântuirea lumii. Slujba alcătuită de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va cuprinde 14 citiri din Sfânta Evanghelie, urmate de ectenii. Nevinovat sunt de sânge dreptului acestuia, voi veți da seama, și răspunzând-o poporul a zis, sângele său asupra noastră, asupra copiilor noștri. Săptămâna Paștilor, în Joia Mare, în afară de 14 septembrie, unde parcurgem drumul crucii, înălțarea Sfintei Cruci, este o frumoasă tradiție ca în Săptămâna Mare, în Joia Mare, la ora 14 vom citi rosti cele 12 Evanghelie, denia celor 12 Evanghelie, deci la ora 16, cu micul mare, cu părinții slujitori, cu credincioșii, coborâm la baza dealului, la poarta crucii, unde vom parcurge drumul crucii, la prima troiță până la 14-a troiță, în dealul mare. Atât preoții cât și credincioșii vor intona cântările specifice săptămânii patimilor și vor rememora astfel drumul pe care Mântuitorul Hristos l-a parcurs spre dealul Golgota din Ierusalim. Pelerinajul Drumul Crucii a fost inițiat de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, după ce în urmă cu mai mulți ani a ajuns în Țara Sfântă. A luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate. După ultima oprire, preoții și credincioșii vor reveni în incinta mănăstirii pentru a se închina la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului și la raclele ce adăpostesc fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.